lasse ich doch genau noch fahren, dann ich das schon mal fahren. Dar de unde îți vin ideile astea, așa? Puteți spune-ne și nouă. Auzi voci? Auzi voci sau ceva? Taverna Santorini deschisă. E o treabă, stai la adăpost, pe viscolul ăsta. Cum ne întoarcem noi înapoi, a? Pe la poliție, va. Unde nu e viscol, sunt câini. Ce să alegi? Ce să alegi? Zipi, ce alegi? Zăpadă în ochi sau injecții în burtă? Da? Zăpadă în ochi sau injecții în burtă? Ce alegi? Zăpadă în ochi. Să ne întoarcem atunci după faleză. Păi dacă te mușcă un câine, o să faci injecții în burtă? Se zice dacă e turbat. Sub observație. Te angajezi secretar la câine. Dar mie îmi place. E frumos. Nu mai e în grămădeală. Nu mai cântă Mircea Trubadurul ăla, când dracu-l chema. Alo, alo, cu sărică! Nimic, da. Mă gândeam că poate așa mai apare vreun turist. Stefanino, apropo. Perfect închis. Gogoașa turbată. Ai, zăpada va fi mai mare. Să ținem dreapta, zic. Stau bine vărcile în golf la Copos. Stau bine la iernat, pe mal. Am mai dărâmat vântul, para nisipul, para zăpada, para... Nu mai dau cu zăpadă, noi... Și orul de... Minez ceva pe aici, după zăpadă? Da. Ce minez? Ia zi. Zăpadă. Minez zăpadă? În sfârșit joacă și Victor Minecraft. De vreo câteva zile. L-am călcat pe Moș Crăciun, i-am zis. I-am furat PlayStation-ul din sacoșe. A venit Moș Nicolae mai devreme. Pentru tine, da? Nu e fric. Da, e viscol. Dar nu mi-e fric.
Și a luat singur a doua, al doilea segment, camera. Nasol moment. Șantierele în pauză. A avut geamurile, sunt bine. Care v-a făcut drifturi pe risip? Sau nu ar fi cercuri de alea în lanurile de grâu? În Anglia. Cercuri în lanul de nisip pe plajă. V-a înghețat și ăsta, săracu. Iată un SUV 4x4 BMW. Se încumetă să se ducă. Înaintează. Hai că poți. Da, că ne-am și la Copos, am sus la Copos. S-a dus în partea cealaltă. Adevăratul sună talien. Uite-vă și pescărușii zboară pe viscul ăsta, incredibil. Uite-vă ce nebuni lor. S-a durat singură. Ia, Victor, uite cu cat pescărușii din cer. Ceilalți? N-ai bai știe unde se duc. Unde stau pescărușii? Victorie, unde stau pescărușii pe vremea asta? Spune-ne. Țările calde, nu-i vezi că sunt aici? Ce-am ajuns la Belona? Mare vânt! Adel a despre de afișat, s-a băgat la adăpost. Nu e prea mare adăpost aici. Aici, între blocurile astea, se face un curent de obicei. Păi! Mama, dacă se cojește până și aparatul de condiționat. I-au pus ei niște banda adezivă. Nisipuri mișcătoare, zăpadă. Vârtej. Îl vârtej, da? Val vârtej, bă, n-auzi? Hai, vece cu spatele, te înțeles. Vrei să lucrați pe acolo? Imperialul e deschis. A rămas deschis în extra sezonul ăsta. I s-a montat și lift. Nu știu cât de bine merge treaba, dar e un loc în care să te duci iarna. Dacă vrei să ieși în orașul tău și să mergi la Constanța. Dacă te văd, nu te mai văd.
Parcă e Kenny ăla din South Park. Ce ai zis, mă, Kenny? Nu știu care. Pac, pac, direct lângă lift. Deci da. Toată lumea își lasă ștergătoarele ridicate. Asta e un... După mintea mea, Chevrolet Cruze, Mazda, ce n-ai, băi? Nu-mi dau seama. Whatever. Frumos, frumos. Mare șantier și pe aici, nu știu ce tot fac și ăștia. Schimbau acoperișul. Vino cu ace, Victor. Avea număr de mai și când colo suntem în noiembrie. Ei, pe aici teoretic ar trebui să fie mai adăpost. Dar tot ninge din față. Nu știu lentila asta cât de curată. Uite, mă, că a rămas curată. N-ai treabă. Hai, Victor, te la o parte că vine mașina. Să treacă sau să întoarcă, nu știu ce vreau să fac. Toate geamurile curățate, bineînțeles. Cu numerele vizibile, bineînțeles. Hotel Brad. Ce liniște e aici. Cam pădure. Mult mai adăpost aici. Păi altfel pe ce vremea de aici, nu? Stai aici, de exemplu, la casa asta, la vila asta. Îți dai seama ce viscole prin oraș. Sau pe faleză, sau pe whatever. Văd niște unul de Michelin, cred că sunt astea. Cross pilot ăla, sau cross climate, cum mai mai zice. Cross climate. Și hotel Bran. A circulat pe aici, are lumea treabă la poliție. Cred. Prea de vreme a venit iarna, că nici frunzele nu terminaseră de căzut din copac. Uite, se vede. Au căzut peste zăpadă. Urât. Eu nu mi-aduc aminte să finim așa serios în eforie înainte să fie Crăciunul măcar. De obicei prima zăpadă în jur de Revelion era. Puțin înainte, puțin după. Hai. Alte vremuri. Pe vremea asta nu vezi ce liniște. Păi da, noi deja bubuiam la petarde până pe 10 ianuarie. Începeam de acum.
postul cineva neon. Să ridic eu ștergătoarele la Skoda. Și încheiem de aici plimbarea. Sper că v-ați plăcut o idee. Până data viitoare, patinaj plăcut.